La cei doar 16 ani pe care i-are Bea, tânăra din Vulcan, legitimată la Clubul Arcașilor din Aninoasa, a fost printre cele mai bune din Europa la Minsk, iar antrenorul său își pune mari speranțe pentru Tokyo. A impresionat din nou prin curajul și stăpânirea de care a dat dovadă și aceasta este cheia succesului său. Bea a terminat pe locul 32 din 48 de sportive. Cele 48 de sportive sunt clar cele mai bune din Europa. Locul 32... Zic eu că este un loc care promite, având în vedere că a fost cea mai mică concurentă. Abia am plinit 16 ani, în condițiile în care celelalte concurente toate erau peste 20 de ani. Este o arcașă care a promis încă de la început și toate speranțele sunt acum pentru Olimpiada de la Tokyo. Comitetul Olimpic, reprezentanții Comitetului Olimpic au fost mulțumiți de evoluția ei și se vede un progres și putem spune că sunt șanse pentru calificare la Tokyo. Calificare care are loc anul viitor, iar în urma analizelor făcute de Comitetul Olimpic și de noi, șansele sunt reale pentru calificarea la Tokyo. Beatrice s-a antrenat cum nu se putea mai bine și a reușit calificarea fiind o tânără în care arcașii de la Ninoasa, dar de fapt din toată România, și-au pus toate speranțele. A punctat întotdeauna maxim, pentru că are o determinare absolută și un calm absolut necesar în acest sport. Ne-a uimit mereu cu modul de acțiune și antrenorul său, Viorel Hăbian, spune că e de o stăpânire cum rar a văzut, iar noi așteptăm să o vedem la Tokyo.